Și uite așa începe un nou sezon aici în acest cărâmot superb cu AC Milan, echipa mea de suflet, echipa mea preferată, care e un picuț prea realist acest cărâmot și mă cam sperie și într-adevăr să o ducem destul de nou, de rău așa din perspectivă de antrenor, vedem acolo cu roșu, cu semne exclamării. Trebuie să fim foarte atenți la obiective și la ceea ce dorește Milanul din partea noastră, care este destul de mult. În 7 meciuri de deplasare să dăm câte un gol, așa, pe linie, streak. Da, hai să zicem, putem. În termen de 2 sezoane să transferăm 2-3 jucători, cei mai buni jucători din lume, adică plus 82 OVR. Ok, să ajungem în finala Champions League. Nu cred. Și respectiv să câștigăm cupa din nou și respectiv să câștigăm campionatul. Doamne, Milan, ca multe dorințe îți dorești, dar pe de altă parte Milanul de aici din joc e mai bogată decât Milanul din realitate, având în vedere că ne-au dat un buget de 229 de milioane. Cât mă? Wow, ce mi-aș dori bugetul ăsta și în realitate să-l aibă Milanul. Dar în realitate îmi imaginez pe undeva, având în vedere că na, grupele Champions League, alea, trichitaca, hai să ne imaginăm că Milanul are un buget de 40 de milioane. Am așa ceva aș vedea eu, să fiu sincer. Oare nu mai putem să facem ca pe vremuri la buget? Stai să văd așa, buget, nu, initial budget, check all, nu. Știi că puteai să selectezi de la wage la direct la transferuri, dar nu cred că se mai poate așa ca pe vremuri, am uitat, e automat. Știi încât să avem vizual o idee. Da, ok, hai, reținem noi în căpșor. Avem 40 de milioane pentru buget, în bugetul nostru de transferuri pentru acest sezon. Imaginăm în realitate. Vom încerca să vindem anumiți jucători. Deja am primit o ofertă, ia uite, asta e a doua pe Loftus Cheek. Am negociat cu cei de la Juventus pe 17 milioane. Voi intra și cu Napoli să negociez iarăși la 17 milioane. Ar fi o vânzare bună, având în vedere că nu s-a integrat tare bine Loftus Cheek aici la noi în career mode. Și, ei, 17 milioane, 17 milioane, ceea ce ar duce bugetul nostru total la un 57 de milioane. Ceea ce ar fi altfel. Cum sună 57 milioane? Altfel, nu? Aia zic și eu, bro. Și, da, ia uite că se face mare transfer, cred că deja ales Juventus, așa-i? Da. Uh-huh. 17 milioane. Ok, Loftus, și îți urăm mult noroc în noua ta aventură. La Juventus, unde, să fiu sincer, cei mijlocași au cei de la Juventus, cred că tare zero. Deci mare transfer n-ai făcut. Dar hei, noi suntem fericiți, noi ca Milan. Bun. Azi vine și o ofertă pentru Romero de la Fiorentina, dar încă nu-i de overall-ul lor. Mi-ar place pe altă parte să-l împrumut acolo, dar... Ok, deci Jovic l-am pus transfer listed și l-am pus transfer listed și pe Saelemaekers, având în vedere că Saelemaekers este loan cu opțiune de cumpărare și mă rog că sigur cred eu că cei de la Bologna îl vor achiziționa definitiv. Pentru că nu este un jucător rău, dar nu este la nivelul Milanului, la nivelul echipei Bologna. Da, să știi că da, l-aș vedea acolo. Și cei de la OEM, nu vine să cred, dar au acceptat 40 de milioane pentru Saelemaekers și vine Cadiz, bro, Cadiz pentru Jovic. Pe acolo chiar că o să fie Jovic un împărat, clar, un prim 11 garantat fiecare zi. Bă, la Cadiz ajungi, bro, parcă îmi pare rău de el. Dar, hei, pe altă parte, va juca titular, nu? Într-adevăr, deja ia uite cum vin banii la Milan, mai că ne și pierdem în bănuții ăștia, dacă vin ăsta 40 de milioane, ia uite, avem easy peasy, lemon squeezy, stai să-mi și scriu jos ca să nu ziceți că vă faultez și că vă mint, 40 cu 40 e 80 plus ăsta Loftus Cheek 17,97 plus... Să vedem Jovic dacă pleacă va fi 23, dar știi cum e? Hai să le luăm pe rând. Avem 40 de milioane buget plus Loftus Cheek 17, pe moment 57 de milioane buget. Chiar mi le scriu aici jos, să nu vă faultez, ne prefacem că e chiar în realitate acest career mode și ăsta e bugetul Milanului, care îl văd eu realistic.
Și Ajax ar fi frumos pentru Maldini, dar nu acum, la 70 overall nu cred că ei se vor da ocazie să fie titular, deci n-are rost. Ok, hai să vedem ce transfer. Cred că e Saelemaekers ăsta. Da, s-a dus la OM, 40 de milioane, notăm aici jos, deci avem un total de 97 de milioane în momentul de față, un buget astronomic, mi-aș dori acest buget și în realitate să-l aibă Milanul, cred că mă repet. Jovic s-a dus și el la Cadiz pentru, hai zicem, 23 de milioane, să nu punem și ăla cu 500 de mii. Avem un total de 120 de milioane transfer budget, deja altfel, știi cum zic. Bun, hai să vedem, ce ar fi așa o schimbare, un râb, poate, Tomo, ăsta, Calulu, un CB nou acolo, poate un KM, un ST neapărat, n-ar fi rău. Hai să vedem ce idee avem, ce oferte avem. Între acești doi jucători, cum ziceam de David, Jonathan David, care se zvonește de el deja de ceva timp, Milanul chiar l-are în țintă, doar că pe moment a fost prea scump pentru noi, dar cred că își merită fiecare bănuț, undeva la 45 de milioane dacă îl scoți, e top de top. E scump într-adevăr, dar totuși ce abilități are, 5 weak foot, are fizic, are space, știe să dea goluri. N-ai ce. Este clar prima noastră variantă pe listă, urmat de Scamacca, un jucător care Milanul chiar a încercat să-l achiziționeze, dar nu știu exact ce s-a întâmplat pe drum. Nu cred că a fost o chestie financiară să nu se fi înțeles, sau poate. Încât că, ia uite că ne-am trezit cu el la Atalanta. Deci, da, ăștia doi ar fi așa pe realism luați în considerare. Hai să intrăm în negocieri cu Jonathan David, să vedem dacă reușim să facem și noi așa de ușor. Bă, Jovic l-am dat, deci nu mai stresc, mă gândeam și deja să-l ofer la schimb. Hai să vedem, începem cu 45 de milioane, mi se pare suma ideală, realistă pentru el. Să vedem ce zic băieții de la Lille. Da, ia uite, direct din start. Sigur, hai să finalizăm, să semnăm actele și tot. Să nu uităm, desigur, că Milanul are o înțelegere, are o, cum zic, o foarte bună înțelegere cu Lille. Ne am mai cumpărat jucători de acolo. De exemplu, ia uite, Leo este de la ei. Menian, iarăși Mike, Magic Mike, este iarăși de la Lille. Deci, totodată, echipele se înțeleg foarte bine. Și Milan, dacă ar fi interesată David, mai mult ca sigur, cred eu că și cei de la Lille ar prefera mai degrabă să facă din nou înțelegeri, negocieri cu Milanul, cum ne-am înțeles așa de bine până acum, în ideea logică, care ai putea o lua realist, din nou zic, că bă, hai să continuăm să avem înțelegerea asta bună cu Milan și să vedem mai degrabă lor, că cine știe, poate mai vin și mai tot cumpără de la noi și noi ca și club facem bani. Și Lille cam pe asta se gândește în mare parte, ia tot felul de jucători de ăștia tineri, crește și apoi îi cam vinde. Deci da, foarte tare, inegalabilul David vine aici la AC Milan. Primul nostru transfer este un atacant, că avem mare nevoie de un atacant veritabil, iar acel atacant este David. Ia-l vedem aici pe Menian și Lau, ați văzut ce fain i-au ales? Fix foști doi jucători de la Lille aici cu David, să zică bine ai venit și se arată așa, știi cum zic, locațiile. Și ia uite, și numărul 9, dar what? Ăsta Nichitul Milanului. Și acum e numărul 42. Băi, v-ați văzut că a fost numărul 9? Și cum s-a bucurit? Și Nichitul ăsta cu numărul 42. Doamne. Ok, deci avem un total de 120 de milioane după vânzările care l-a făcut, plus bugetul 140. Și îl vom scădea în momentul de față pe David cu 45 de milioane. Deci minus 45, ceea ce ne duce la 75 de milioane în momentul actual. Deci Milan, în momentul de față, mai avem 75 de milioane transfer budget. Foarte bine, tot îl punem așa pe repede înainte în primul 11. Colombo, ia stai tu acolo jos. Și da, o să trească neapărat să vedem și pe banca de rezerve să facem mai multe schimbări și să ne betonăm mai bine și pe banca asta de rezerve. Dar încetuc, pe rând, le facem noi pe toate.
Ololo, ce loan aici pentru Daniele Maldini la Al-Ahli. Wow. Era zic Al-Hilalul, dar Al-Ahli, bravo, o echipă puternică, o echipă faină. Îi urăm mult noroc să evolueze acolo și să strângă bănuți. Bravo, bro, îți urăm mult noroc. Totodată, desigur, vedem aici că am vrut să specific acest lucru. A venit Barcelona interesată de Okafor, dar a fost loan to buy. Și cum să zic, dacă era Barcelona interesată de Okafor să dea bani, cash, adică să zic o ofertă, clar m-aș fi gândit că Okafor își dorește să ajungă la Real, la Barcelona, să ajungă la Barcelona. E o echipă clară acolo de top. Cine ar refuza așa ceva? Și ca și în Football Manager, acum că știți și cum funcționează Football Managerul, mai mult ca sigur el ar deveni furios, nervos, că hei, de ce nu m-ai lăsat, că vreau să mă duc acolo, că vreau să merg acolo. Și așa i-aș da drumul, știi, aș fi intrat în negocieri și l-aș fi vândut, dar când vine ofertă de loan to buy, nu are rost. Alea deja sunt măgări, hai să fim sinceri, nu. Când vine ofertă, da, vom intra în negocieri, ne vom gândi, băi, da, ia uite, echipa asta clar este peste noi, mai mult ca sigur și jucătorul își va dori să ajungă la acea echipă și așa mai departe, știi cum zic, că în realitate i-am dat drumul, am intrat și am negociat. Bun. Un Minson la Manchester City? Wow! Wow! Pobega nu se va duce la Napoli, că avem nevoie de el, este un jucător bun acolo de rezervă. Ia să vedem un împrumut la Lecce, poate pentru Traore, n-ar fi rău. Mi se pare interesant că n-au venit, pe o parte mă bucur foarte mult, că n-au venit oferte pentru Teo sau Leo, pe ăștia chiar îmi doresc foarte mult să-i păstrez și Minian, ăștia sunt trei jucători la care n-aș renunța. În rest, hei, dacă oferta e corectă, sunt dispus să negociez. Dar Leo, Teo și Menian, frate, ei îs Milan, punct. Și gata. Știi, care la puțini jucători în ziua de astăzi poți să zici că, bă, ia uite, ăștia chiar îs AC Milan, știi? Deci, da, hei, 1-2. Măcar am dat un gol la City. Dar, oricum, sunt meciuri amicale astea. Încă stau și mă gândesc cu exactitate la ce transferul să mai fac. Vine Inter. Nu e rău ce ne oferă. Aslan, ăla de 22 de ani. N-ar fi rău, dar nu la Inter. Hai, bă, ne l-ați frapă Çalhanoğlu. Gata, bă, ho. Oricum, ăla a fost un câine la ce transferul făcut. Și nu la Inter nu. Ok, hai să vedem, poate îl împrumutăm pe ăsta la Lecce. Leverkusen din nou un loan to buy. Ok. Fenerbahce. Oare au atacanți și de la Fenerbahce? Oare să-l împrumut? Ok, deci Fenerbahce. Un turc no name. L-au pe Dzeko. 81 overall. Ok, e el bătrân, dar cred că el e titular. Și Bacuai. No, n-are rost să-l împrumutăm acolo. N-are rost. Bine că nu ne-am uitat și că suntem siguri acum că n-are rost. Din nou Rayo Vallecano. Băi, frate, deja am mulți jucători împrumutați la Rayo. Hai că mai împrumut și pe la Zetic. De ce nu? Mulți jucători, frate. Adli și parcă apărătorul la argentinian, Pellegrino. Da, mă. Bă, avem mulți jucători la Rayo. Hai că mai merg încă unul. Mică bază de junior milanez acolo la Rayo Vallecano. Dic Brentford. Bă, eu vreau o echipă unde să joace Romero, să evolueze, să facă treabă, dacă știi cum zic. Și uite că reușim să-l împrumutăm și pe Chaka Traore la Lecce. Îi urăm mult noroc, să sperăm că va evolua un jucător care este desigur de la Primavera AC Milan, deci este un jucător legit junior de la Milan. Și îi urăm mult noroc, chiar vreau să evolueze cât mai bine și să vedem așa, poate să reușim să-l strecurăm prin primul 11. Bun, hai să oprim aici acest video, că a intervenit și mie ceva și trebuie să plec. Și totodată vreau să stau și să mă gândesc împreună cu voi. Ce părere aveți? Oare ce să cumpăr? Totuși, n-aș vrea să iau în câb, cel puțin în momentul de față, mai avem un buget destul de
Și vreau și banca de rezerve să o mai consolidăm cât uși de cât. Vedem noi și cu banca de rezerve puțin mai încolo. Și CB n-aș vrea să schimb pe Calulu. Calulu chiar am încredere în el și în Tiav, și doi jucători tineri care sunt așa pe evoluție. Și chiar îmi doresc să rămână și în realitate la Milan. Chiar sunt doi jucători buni, mai într-adevăr la Tiavi mai trebuie poate un loan, nu i-ar strica, știi, să luăm altul și el să fie împrumutat și să mai acumuleze minute în picioare, știi că nu contează de multe ori stățile tale, fizicul și toate cele, trebuie să ai și meciul în picioare, să știi cum să joci, să știi cum anticipezi, că toată Tiavi mai face greșeli, dar pe altă parte e un jucător foarte solid. Calulu din nou are plusuri și minusuri, ca și Tiavi, de asta zic că sunt doi juniori care, ia uite, sunt în creștere, n-aș vrea să-i schimb. Calabria m-a surprins că, uite, a evoluat destul de bine la 84. Îl avem pe Dogie, care este RBLB, deci el este rezerva atomică. Și aici sunt două puncte unde aș vrea eu să schimb ceva. Pe partea de CM, în locul lui Reinders, care totuși este un CM foarte bun, parcă mi-ar părea rău și de el să-l schimb, dar na, că să fă, n-ai că să fă. Și respectiv Orsolini, care, hei, de ce să nu facem un pas mai în față, chiar dacă și de el parcă mi-ar părea rău. Știți, m-am atașat de anumit jucător așa cumva și, na, ar fi logic să fac transferuri să ne mutăm mai sus, mai pe viitor. Am văzut ce sezon rău au avut data trecută, dar parcă n-aș vrea să renunț la anumiți jucători. Și da, parcă pe părțile astea două aș vrea să fac schimbări în episodul viitor. Fie CM, fie un CAM. Dar asta vom vedea noi în episodul viitor. Și îmi cer scuze că vi-l termin. Chiar aveam în plan să fac așa un episod full, tot sezonul, toată perioada asta de vară, știi, doar cu transferuri într-un episod, dar na, îl vom secționa în două episoade. Sper că vă supărați și vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod și ne vom auzi pe data a viitoare. Numai bine, pa, pa!